Ecluzionată. Uite, mă, cinătără sunt. Și aici, și aici, dacă nu-ți notezi, dacă nu ții de evidență așa, te fură peisajul, adică multe. Da, cam din două săptămâni, cam așa. La două săptămâni trebuie ajuns, da, la două săptămâni trebuie ajuns. Și făcut un control. Mai ce ar fi să găsești marca, știi? Ca să fie... Dacă le aveți mărți și remarcate, dacă le-am marcate, dar eu nu prea mai am timp să mă fac asta, și deși pierd mai mult timp acum. Da? Mai mult timp pierd acum. Sigur e un lucru. Dacă n-ar fi rezerva de hrană de sus și dacă n-aș fi intervenit, ăstea mureau de foame. Multe sunt și nevoile familiei sunt mari, iar acum știi câtă miere consumă o familie în genul aici, ăsta? Aici apare a fi deci, un început de bot că și aici, da? Da, e sigur că da. Dar asta aici are și... Am luat începutul, am mișcat rapid. Da, ai văzut? Asta este. Mișcarea pe deasupra albinei făcută brusc înseamnă așa. Ai avut dreptate aici. Nu numai că este început de botcă, dar are și larva. Și au depus și lăptișor. Da? Cine a mâncat lăptișor ultima dată? Eu. Tu ai mâncat, sigur. Gheorghiță n-ai mâncat niciodată. Da, eu... Ei nu știi cum arată, cum e gustul. Ia deschide masca. Dar ce e bun? Lăptișorul de masca. Păi, ce... Prana perfectă. Nu, dă drumul prin mască, nu prin mască. Nu există, un produs mai perfect în natură, indiferent ce ar fi, ca asta. Este destul de sănătos, nu? Nu destul de sănătos. Foarte. Este maxim. Deci nu există nimic, nimic ca un produs. Voi n-ați auzit prin la... Pe la... comercializează și lăptișor de mamă. Da, dar uite, uite, așa? Nu, niciodată nu găsește așa natural. Nu. Este cu concentrație de lăptișor de mare, cu cât de cât acolo. Bă, dar ce, dar eu n-am voie? Dar am luat înaintea voastră, știți? Tu n-ai luat? Eu am vreo 3 zile de când am luat. Da, e mult. Eu am tot umbla în fiecare zi ca dumneavoastră. Dar ce e bine să iei zi de zi? Păi dacă găsești. Deci dacă găsești, boți. Doar nu lăptișor de matcă în fiecare zi găsești. Că lăptișor de matcă înseamnă secreția pe care o fac albine, au niște glande speciale, dar numai pentru matcă. Matca este hrănită cu așa ceva, iar produsul ăsta care spune în botcă special. Este numai special, la boci. Numai la boci. De-aia zice lăptișor de matcă, da? Nu că matca ar face lăptișor, ci ea consumă și albinuții îi prepară asta. Ei, vreau să vă mai spun că atunci când sunt bocile de roire, cel mai des, și tu cred că de asta vorbești de boci de roire, cel mai des, bocile de roire sunt 60-70 de boci odată când dau drumul, da? Și acolo, și mai până la 100. Da, da, variază numărul, între 50-100, depinde puterea familiei. Și depinde de forța pe care o la momentul respectiv. Și atunci, lăptișorul de matcă care la un moment dat îl pune alare, la dispoziție familia respectivă, este împărțit în aceste boci. Și la unele, de-aia găsim niște boci mai frumoase, chiar de roieri fiind, și alte mai micuțe. De ce? Că la unele ajunge zăr. Nu mai ajunge lăptișor. Concentrația slăbește. Deci atât am mai putut. În loc să moară, le mai da și oriceva. De aceea, mărcele de schimb din roiere nu sunt toate valoroase. Ba mai mult, păstrează sentimentul roiere, accelerează. Deci sunt foarte prolifici, se mulțesc foarte bine, fac treabă, dar când ți-i lumea mai dragă, te lasă cu stupul gol. Bateria. Bateria.